Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul lecții de informatică.net. Astăzi vom face un tutorial despre un program antivirus free, adică gratuit, foarte bun și foarte performant. Se numește Avast Free Antivirus Varianta 6, care este varianta cea mai nouă. Este un antivirus foarte bun, foarte performant, asigură o protecție totală a calculatorului dumneavoastră, de asemenea o caracteristică foarte bună și foarte puternică a acestui antivirus avasa este faptul că asigură o scanare uh, la butare uh, adică scanarea se realizează direct pe disc înainte ca uh, sistemul de operare Windows uh, uh, să ruleze și înainte ca anumiți virus foarte periculos să fie activați, putând astfel distruge acest virus înainte de a crea prejudicii serioase în calculatorul dumneavoastră. Dar haideți mai bine să vedem concret despre ce este vorba. Să lansăm Mozilla Firefox, să vedem de unde am putea descarca descărca acest antivirus și atunci să introducem Avast. Avast free download. Așa, acesta este linkul. Bun și uh, vom descărca această variantă free antivirus. Vom da download pe acest buton. A, va apare o fereastră în care ne întreabă dacă dorim să facem un, un upgrade către o variantă profesională care va costa 34,99 dolari sau uh, dorim uh, o protecție free. Noi vom merge pe uh, I Want Free Protection, deci o protecție free. Acest lucru ne interesează pe noi. După care vom da un uh, click pe acest buton Download Now. și așteptăm fereastra de descărcare, așa, după care veți da save și în acel moment veți descărca într-un folder pe calculatorul vostru acest antivirus. Eu l-am deja descărcat pe desktop. Ar trebui să aveți și voi această icoană după descărcare. Veți da clic pe această icoană și veți începe instalarea acestui program antivirus. Veți merge pe executare sau run. Instalarea este foarte simplă eu nu voi continua deoarece l-am instalat pe calculator după cum vă spuneam instalarea este foarte simplă deci mergeți pe, pe run după care next și în final o să aveți o căsuță în care vă veți înregistra adică vă introduce câteva date personale și un e-mail este foarte simplu haideți să vă prezint atunci după instalare ar trebui să aveți această fereastră și haideți să vă prezint câteva caracteristici și câteva setări pe care ar trebui să le cunoașteți. Mergeți pe acest buton, pe Settings și haideți să discutăm puțin. Basic înseamnă setările de bază, sunt bifate aceste două căsuțe care înseamnă că vom avea afișat un, o icoană pe uh, desktop și în bara uh, de jos a sistemului de operare. Mai departe avem acest uh, update care înseamnă actualizare. Putem să uh, actualizăm uh, definițiile de virus. Uh, dacă aveți uh, bifată prima uh, primul buton radio, atunci uh, sau prima căsuță atunci această actualizare a definițiilor de virus se va face automat. Dacă doriți să fiți întrebați înainte de a actualiza definițiile de virus, atunci veți da click pe cea de-a doua căsuță sau dacă doriți o actualizare manuală, atunci veți da click pe cea de-a treia căsuță. Eu am să bifez prima deoarece doresc uh, ca această actualizare de, a definițiilor de virus să se facă în mod automat. De asemenea, programul, adică softul uh, Catare, uh, se poate uh, actualiza în momentul în care apare o variantă nouă, automat, dacă vom bifa prima, uh, primul buton radio, dacă doriți ca această actualizare să se efectueze după ce sunteți întrebați, atunci... Uh, bifați cea de-a doua căsuță, iar dacă doriți ca această actualizare să se desfășoare manual, atunci bifați cea de-a treia căsuță. De asemenea, mai departe avem mesajele de, de atenționare, durata notificărilor de informare, după aceea avem carantina, acest virus, CEST, ce este carantina, adică aici vom seta dimensiunea maximă a afișierelor din carantină. După aceea, avem a, alertele a, de virus, excluderile. A, acest, a, aceste excluderi. A, Putem să le facem în felul următor: vom stabili în această căsuță o o cale către către fișierul sau folderul respectiv pe care dorim să le excludem din din scanare. De asemenea, putem putem stabili putem crea o parolă pentru anumite module uh, pe care dorim să le protejăm. De exemplu, setările de program, uh, pentru controlul protecție, pentru setări de protecție, pentru uh, controlul scanării uh, și așa mai departe. Ce ar mai fi interesant uh, de spus uh, ar fi acest, uh, această bară de stare, status bar, în care uh, Vom specifica ce componente avas vor fi monitorizate de bara de stare: Adică scutul poștă, scutul fișier sistem, scutul web, scutul pentru fișierele torrent pe care dorim să le descărcăm și așa mai departe. Aici putem seta limba în care dorim să apară. În interiorul acestui soft, în cazul meu este engleza, dar dacă doriți să instalați limbi adiționale, veți da click pe acest buton și descărcați limba română, spre exemplu, dacă doriți să, să apară în limba română. Vedeți, aici avem limba română, click OK și aveți atunci, veți avea în această listă de rulantă și limba română și veți putea seta uh, softul pe limba uh, română. De asemenea, uh, avem uh, MENTENANȚA, uh, adică cât de des dorim ca uh, acest soft avast să șteargă uh, logurile de scanare. Uh, eu am uh, setat uh, pe 30 de zile să, să șteargă logurile mai vechi de 30 de zile, și această căsuță să șteargă logurile de scanare temporare mai vechi de o zi. Dimensiunea maximă, de asemenea aici vom seta dimensiunea maximă pentru fiecare fișier log. Dacă doriți să participați la un forum, la o anumită comunitate avast, atunci veți bifea această căsuță. Bun, haideți să, să mergem mai departe să vedem și alte scări, setări. Așa. Curent Status, aceasta reprezintă scanarea, starea curentă care este care este protecția full, înseamnă că sistemul este protejat în întregime. Următoarea uh, căsuță se referă la anumite uh, statistici. Uh, observați că avem un grafic și avem o legendă. Uh, cu galben avem fișierele scanate. Uitați că eu am un total de 15.202 fișiere scanate și așa mai departe, iar în dreapta avem cu roșu fișierele infectate. Acest antivirus ne oferă și această posibilitate de scanare. Avem următoarele posibilități. Avem posibilitatea de a scana rapid. Veți da click pe acest buton și atunci o să avem o, o, o scanare rapidă. Dacă dorim întreg sistemul să se scaneze încet, frumos, atunci vom merge pe acest buton. Dacă dorim să scanăm unitățile CD, DVD sau un stick USB, atunci vom merge pe acest buton. Și dacă dorim să scanăm doar un, un folder sau un anumit folder, atunci vom merge pe acest buton. Aici avem acea opțiune de care v-am de, de spus, și anume scanarea la butare, dacă vom da uh, un uh, click pe acest buton, Shadow Now, care înseamnă programează acum, atunci uh, sistemul dumneavoastră, uh, în momentul în care veți să aprinde calculatorul, va porni această, uh, această scanare, deci va scana direct pe disc uh, mai întâi uh, între calculatorul și după aceea se va lansa uh, Windows-ul. Această scanare, să știți că durează, dar este foarte sănătoasă dacă o facem cel puțin o lună, deoarece după cum v-am spus, scanează înainte de a lansa sistemul de operare și uh, uh, scanează înainte de a se activa înainte de a se activa un sau înainte de a se activa uh, fișierele uh, virusate sau virusii uh, periculos sau orice virus care aveți în calculator și acest, uh, acești virus vor fi distruși înainte de a fi activați. Fără a putea crea prejudicii uh, calculatorului dumneavoastră. Aici avem uh, uh, scanarea log, avem un tabel cu toate scanările complete la cerere sau, uh, sau uh, programate, uh, tot aici se vor afișa și infectările detectate. Observați că eu am scanat uh, un, uh, un USB disc și uh, nu am niciun virus uh, infectat. Așa, uh, scuturile active, aici unde avem uh, acest real-time uh, shields, sper că pronunț bine. Înseamnă scuturi active. Și avem următoarele opțiuni. Avem uh, scut uh, fișier sistem. Uitați, avem bifate aceste două aceste două căsuțe în care înseamnă că scanează documentele deschise și scanează uh, fișierele la scriere. Următoarea opțiune uh, este scutul poștă adică uh, softul va scana mesajele primite și va scana și mesajele transmise. Uh, și așa mai departe, avem scutul web care va monitoriza și va scana tot traficul web. De asemenea, acest scut va scana toate fișierele uh, toate fișierele uh, toate, torentele, deci va scana toate torentele prin toate uh, programele prin care putem descărca torente, U-Torent, uh, Vuze sau mai știu eu ce, da? După aceea avem scutul de mesagerie instant, uh, scutul de uh, rețea, avem de asemenea scutul de scripturi care va scana toate scripturile și în final avem scutul comportamental, adică vedeți că avem și aici această legendă care ne va spune evenimentele analizate și evenimentele suspicioase. După aceea vom avea protecție adițională. Această protecție adițională vom avea un auto sandbox și vom avea acest buton de uh, settings. Dacă vom bifa această uh, această căsuță enable auto sandbox, atunci și vom merge pe ask, atunci uh, momentul în care uh, Avast va depista un uh, program suspicios, atunci uh, ne va întreba dacă dorim să-l punem în această căsuță. Îl vom pune în această căsuță, după aceea îl vom scana, iar dacă am const constatăm că este deținător uh, sistemului nostru, atunci îl vom șterge. Dacă considerăm că nu este dăunător sistemul nostru, atunci vom da opțiunea deschidere, deschidere normală. După aceea, avem această opțiune web-rep care permite vizualizarea ratei de reputație pentru fiecare site vizitat și a rezultatelor oferite de motoarele de căutare. Din punct de vedere tehnic, acesta lucrează ca și un plugin. După aceea avem această opțiune de blocare site-uri. Cum vom proceda? Vom da un click pe acest pe această căsuțe enable site blocking și uh, vom uh, introduce uh, adresa site-ului pe care dorim să o blocăm. Așa, și în final avem mentenanța, aici vom avea următoarele uh, opțiuni, uh, update, adică actualizare, uh, avem acest buton, în situația în care dorim manual să actualizăm uh, virusii, ați văzut la la setting am discutat de acest, de acest aspect. Dacă aveți bifat acea căsuță, atunci veți merge pe acest buton și veți actualiza virusul în uh, mod manual. De asemenea, avem și această opțiune Update Program. Dacă ați setat în, în settings. Uh, uh, acea opțiune de actualizare manuală a programului, a software atunci veți merge pe acest buton, veți da click și veți uh, uh, actualiza uh, manual uh, acest program. Ai, uh, această opțiune reprezintă înregistrarea. Dacă în situația în care nu v-ați înregistrat la instalare, atunci uh, veți introduce uh, în uh, cadrul acestei opțiuni datele de înregistrare uh, și uitați aici uh, o să avem uh, posibilitatea dacă dorim să, uh, să introducem o okay cheie și uh, să avem un uh, soft licențiat uh, și un soft uh, profesional avast. Virus Chest înseamnă carantină. În, în această locație o să avem un fel de container pentru fișierele suspicioase sau infectate. În general, în settings avem acea opțiune care v-am arătat-o, prin care putem muta fișierele infectate în, în această carantină. În acest fel fișierul este izolat, după care dacă o să avem fișiere infectate, vom merge cu clic dreapta cu mouse-ul și vom merge pe delete dacă dorim să ștergem, dacă nu restore, dacă uh, restaurăm sau dacă mai dorim să scanăm, vom merge pe uh, scan. După, în final avem acest buton About uh, Vast uh, care ne spune câteva lucruri despre acest uh, program antivirus. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Pentru că ați participat la acest tutorial, vă aștept în continuare pe site-ul la revedere.